Cu viteză de 100 de mile, atât a reușit să atingă astăzi catamaranul condus de cele două vedete. Pentru cunoscători, o viteză obișnuită, pentru amatori însă, cei aproape 200 de km la oră înseamnă senzații extreme. În viraj, dacă intri, și nu trebuie să intri tare, decelerezi, ai virat brusc și puternic volan, după care când ai accelerat, forța centrifugă este atât de mare că te aruncă din barcă. Dacă nu te ții bine sau nu ți înfici bine tălpile în găicile care sunt, te scoate din barcă. Mai ales la viraje e o plăcere, pentru că știi tot ce te duce la limita aia în care simți că ți se va întâmpla ceva și aici simți. Fie că vei sări din barcă, fie că te răstorni, fie că se răstoarnă totul în jurul tău sau că pierzi controlul. E foarte greu de ținut volanul în curbe și la viteză maximă. Mihaela Rădulescu și Radu Mazăre au concurat pe un traseu fixat chiar de ei. La bordul unui catamaran cu un motor de mare putere, cei doi au făcut câte 5 ture, în care au făcut tot posibilul să impresioneze asistența. Juriul a calculat viteza și a declarat-o câștigătoare pe Mihaela Rădulescu. Vedeta de televiziune susține însă că primarul Mazăre a lăsat-o să câștige. Nu pot să conduci o barcă, nici măcar de Formula 1 mai bine decât un bărbat. Oricât mi-ar plăcea egalitatea între sexe, să spunem, deși nu sunt feministă. Nu, n-ai cum, serios. Deci e o treabă care ține numai de tehnică, ci și de forța pe care ai în brațe. În competiție sunt așteptați și alți participanți, care trebuie să plătească însă. Vom scoate la licitații 32 de locuri în embarcațiunile cu care se va depăși viteza de 100 de mile pe oră. Acești oameni vor sta ca și pasageri, vor primi o diplomă cu viteza atinsă. Prețul de pornire al licitației va fi de 1000 de euro pentru un bilet. Banii strânși vor fi folosiți în scopuri caritabile.